O altă idee de cadou ar fi cariocile, culorile și tablițele acelea de scris care exersează foarte mult motric. De asemenea, e foarte important pentru că acolo poți să desenezi tot felul de obiecte, forme, cifre, litere și îl poți ajuta și pe copil pe partea motrică, dar în același timp îi poți preda, uite, acesta e măr, asta e portocală și așa mai departe desenată, îl poți ajuta să coloreze, e mult mai ușor să coloreze pe o tabliță decât pe o foaie. Te ajută foarte mult plastilina și pictura. Plastilina te ajută foarte mult și pe partea motrică, dar de asemenea și pe partea de cerere. Când copilul vrea plastilina, trebuie să ți-o ceară. Îl poți învăța pe copil de asemenea să facă diverse forme. Îl poți învăța partea de receptiv, apasă sau dăm plastilina, unde e plastilina. Îl poți învăța culorile de pe plastilina. Îl poți învăța pe copil partea de imaginație. Uite, hai să ne imaginăm că mâncăm plastilina și evident că nu gustăm. Îl poți desensibiliza cu plastilina. Toate aceste idei pe care vi le-am spus sunt foarte utile pentru dezvoltarea limbajului și verbal și non-verbal al copilului, dar nu doar pentru limbaj, ci și pentru dezvoltarea atenției copilului, pentru angrenarea lui în activități cu tine, pentru extinderea recompenselor. E foarte important ca tu, ca părinte, să găsești măcar 2 recompense noi pe zi. Îl poți ajuta pe copil să se joace funcțional în funcție de obiectele pe care le-ai cumpărat ca și cadou.